Salutare, oameni dragi, eu sunt Sandu Gospodaru. Astăzi m-am întâlnit din nou cu Baciu Vasile, care cu oile pe câmp. Oile sunt acolo mălăiște aceea, iar și pe Baciu Vasile. Nici nu n-o văzut că am venit, nu m-a văzut că am apărut. El știe că trebuie să ne întâlnim. Dacă nu i-am spus că am venit, nu m-a văzut că el tăi cu lege mălai de pe jos, de pe tocătură. Bage Vasile! Să trăiești! Hai un pic mai aproape! Da, dar nu porcă, mie se duc încolo! Da, da! Stai că vin, stai că vin eu acolo atunci! Să trăiești, bage Vasile! Ce ați mai făcut de ultima dată de când ne-am întâlnit? Vă fătate, aici e, sau mai aveți? Mai avem de ales de aici. Da? Da. Am văd că din ce în ce tot mai puține, mai puține. Da, câți miei aveți până acum? Câți miei vă fătate? Câți aveți de tot? Avem la 200. Aveți așa mulți deja? Da, cu școală la ele, dăm de mâncare. Haide la mășu, ha! Văd că aici ai tocătură proaspătă, am uit tocătură proaspătă de câteva zile. Da, păi este mălai, uitați ce mălai pe acolo pe jos. S-au hrănit, amu. Brrr. Brrr. Haide la mășu, ha. Brrr, brrr, brrr. Nu mai încoace, că mai am niște mălai să le arunc. Brrr, brrr, brrr. Haide, nene. Văd că este mălai din belșug, este, văd că găsești. A, uitați-mi că trebuie mălai pe jos, a? Hai, lăi, ha! Văd că găsesc mălai din belșug, bage Vasile, pe aici pe jos. Da, păi nu mai vreau mânca, trebuie să mă duc cu ele la apă, de ce? De ce te nu mănâncă mălai de arghe? Mălai, băli, mai mănâncă, că-s prostă, te. Ia cozini și primăvara, s-o toptit-o, mă, tu deja a început să iasă soarele, să fie cald. Da, el a scăpat, gata deja. Astea te atingă, trebuie să-ți fete. Nu, fete, că am niște miei și să treceam. Dar mai sunt dintre ele care trebuie să le aleg vreo 20. Că păi poate și mai târziu că s-a întors, a fost oile bune, grase, s-a întors. Da, ați avut și care vi s-a întors. Da, s-a întors, a fost grase și s-a întors. Oia grasă se întorce. Pe de la atâta mălai cât găsesc pe tocătura, da, aici. Da, mălai, lucernă, trifoie. Iarba a fost bună, nu, mai am găsit mere, ghinze, jir, mâncă ele. Ia-o mălai aici, uite, uitați, este omul că nu prea văzut, ăi mălai și prin pălinte. Ia ce mălai fain, rămas. Da, ia. Ce frumos mălai rămas. Frumos are. Dar păi unde norsi grasă? Dacă o mălă rămâne, mă, da, păi pe tocătură jumătate pe jos. O să o stricat, orice, și au zis că te mine patronul acolo propriile. Bagă-le, că atâta mălai au rămas. Am avut bucăți, m-am becet, le-am sângerat. Mă, mâncat tare mult.
E cum vin la mine ele, mă cunosc, nu le bate. Uite, mă, vin cangalul la mine. N-am știut ce mă trage de pantaloni. Aia, să că-i cățăr. Amul, mai crește ăsta, crește tare bine. Haide, mamuțu, ha! Adică aveți peste 200 de miei deja. Da. Oare cât o să fie kilogramul de miei la anul ăsta, nu știți? Nu știu, domnule, dar... Orice caz, cu mere pe anul, cred că scumpă-se. Unul săracu poate mai repede taie un curcan sau un cocoș sau o găscă decât îți cumpără. Nu, depinde după familia. Dacă e familie, împărțesc în două. Da, da. Nu știu cum a zis, dar... Nu, cu ce e scumpă? Dar nu scumpă că așa e banul. Și acum or fi miei mari anul ăsta, că paștile-i târziu și deja oile-o fătadi până ianuarie. Da, păi am auzit că patronul ăsta cred că la 1 aprilie decă, mănâncă, greu, ovâș, orș, amestecat, malai. Și mai repede mănâncă malai, că îi mai place, că mai mare în bobă. Mănâncă, la o tală, vai domnule. Mănâncă miei, nu? Oile, fătadi de câini. Ia, nici, deja să pun jos și să culcă. Da, ia, și berbecul cel acolo s-o pus și niorița ce e faină. Da, dar păi ce culcă, nici nu știe ce. Mai trebuie să mă duc cu ele la apă. Da, unde le adăpați? La chisă? Sau unde? Sau da, acolo la... aici, părâu ăsta. La părâu? Trecător, da. Da, aveți trecătoare? Unde mai are spele? Da, am două trecători și este și prin bărți am o apă, cum au fost ploile ăștia. O dat Dumnezeu, este apă, Dumnezeu. Hei, latre, mă! Hei, hei, latre! Da, ce bine vă ascultă! Da, hei, latre, Marisa, vine aici, Marisa, te-te, latre! Ați zis că vă fătați cățaua, câți pui vă fătați? Vă fătați 5, dar te au cerut oamenii și le-am dat. Am dat de pomană, că după aia nu merge cu oile. Și mie mi-a fost greu, că am avut la 300 și ceva de oi. 350 și greu mi-a fost fără ea. Hei, latră! Da, bine vă ascultă, dar vă și iubesc, după cum văd. Latră, mă duc! Mă duc, că mie să duc! Hei, vin aici, puști, gata! Gata că să duc! Hai, râziți, ha! Badea Vasile, oameni buni, la 64 de ani, umblă în căcoițele și are grijă de ele, cu cât drag le îngrijea, așa cum v-am zis, când am venit nici nu m-a văzut, chiar dacă am venit cu mașina nici nu m-a văzut că m-am oprit în spatele lui, el culegea mălai, era plecat pe mălăiște și culegea mălai și le arunca la oiță. Acum are puține, că celelalte au rămas câte au fătat. Mai are numai vreo 30 aici, în boteiul ăsta. Știi ce am vrut să te întreb, Adi Vasile? Data trecută când te-am filmat, când a fost zăpadă. Da. Ai zis că într-o noapte ai auzit ceva și ți s-a părut că s-a trecut ceva așa cald de la ruș. O fost până la urmă ceva sau nu a fost? O fă urmă și-o trecut și care, tete nopții mi-au bătut câinele și a venit că te stau, da, am câini acolo, țin legate, că stare periculos. Ziva umblă oamenii, mai babe, mai se preumble, fac mișcări, nu? Și le lec ziva. Dar nopții a venit până la staul și care a fost. Deci o trecut atunci, când ai zis? În... Da, au trecut și care și cred că și lupții, că acolo cum mă împușcă, fugă în coci, trec tisa. No. Și care a focă? Am dat cu lanternă, dar o fugită, no, am câini buni, tare buni câini, am vreo 20 de câini. Că știu că mi-ai fost zis că ai auzit ceva într-o noapte, că... da. Dar n-ai fost sigur că șacal sau lup ce-o trecut. Asta, da, da. Dar eu cum am dat cu lanternă, șacarii cred că a fost. În șacarii salpii mai roșcat așa, știi? Da, da, da. Mai negru, sur. Și de atunci te-o mai năcăjezi sau numai atunci, a zilele cele?
Mai au venit, mai au încercat el, dar nu a putut face nimic, domnul treaba, nu. Încercat el. Da, păi el încearcă de o dată, de două, de trei ori, când vede că nu-i merge, că nu mai vine, se duce în altă parte, unde se fentează. Nu mai o merg. Nu. Hai că-i voi duce la apă, că-i de crecă și sete. Buce ia apă dimineața, dar pe mânca la mălașă. O să le sete. No, bine, bade, Vasile, nu te mai rețin. Dacă vrei să mergi cu ele la apă, du-te liniștit. Da, îi merg, că ea se începe să se culcă. Da, 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 nică, cum s-o pus tăie jos. Culcă. Păi dare că sătuleam. Sătule, s-o bea un pic de apă, apoi să mai fac mișca. S-o mai făta gemânări sau numai atunci? Păi, mi-e fată, majoritatea numai gemânări mi-e fată. Uile a fost bune, berbeci, bune a fost, uitați-l la berbece. Are câte 80 de chile, bărbă. Poate și mai bine, dacă nu are câte 100. Nu numai ăla, uitați-l la el. Da, da, am văzut și data trecută, îți berbești fain. Berbești mari, grei. Hai, Mircea, nu. Hai, hai de la Moșuhaui, că la hamă. Încă n-ați început a face brânză, ați început, n-ați început? Nu, n-am început, că avem mie și amu din aprilie, a zis că poate de la întâi miei, știți? Păi facem brânză, facem urza, jintiță, cum a zis, era tot felul. Nu. Dar nu putem, că avem mielut, avem mielut și majoritatea avem câte 20. Noi am zis că te el alege, dar băi, au lapte, anul ăsta e de lapte, au oi de lapte. Nu a fost și ținute bine, știți, atâta hribe a fost și au mâncat la hribe, ierbul pe acolo, a fost ținute oile. Dar și am o iarnă, că a fost iarnă slabă, nu a fost după o mădma de două ori a fost n-a și repede s-a dus, nu a stat mult. Sigur, și nu așa, a fost pe tocături. Tocături sunt din belșug, mălai din belșug. Da, cum, mălai, dacă este mălai și tocături a fost și mie îmi vin, că iarba a fost. Și este un tată ce-i verde când cum domn tine, căldură în două săptămâni, a-s-i verde, tot a-s-i înflorit. Păi, dar eu cred că-i mere peste trei săptămâni, eu știu. Asta am vrut să vă întreb, e urcat în sus, cam pe când urcați cu ele? Eu a zis către mine că pot la întâi parte urc cu ele. Că-i tare multă mâncare pe acolo și care mi-e mai fată, am casa acolo, am spațiu, am fân. Malai mi-a dulce care mi-e face. O zi, două, după aia dau drumul cu voile. Da, da. E că acolo umble lupi, a văzut un lup pe de ferească, Dumnezeu, ca un vițel, zice, patron. Acolo sus, unde aveți, unde stați cu ele când urcați? Da, da, a fost după niște baloșe, zice, că așa lupă încă n-a văzut ea. No, mare, că zice, ca un vițel. Acum e iarna asta? Da, am o săptămână, a fost după baloșe. Da. Și au văzut lupa acolo și vă cheamă să nu vă bântăluiască când îți urca. Nu mă chem eu, poate că, dar eu am câini, eu iau câinele, nu iau peți cu mine, că trebuie și aici, da. Cam văd că puțini câini aveți cu dumneavoastră, data trecută ați avut mai mult. Da, dar știți de ce? Umble copii, umble babele, moșnegii de aici care se împiedică, a zis că trebuie să facă antrenament. Și tare câini eu până fug de acolo, le împurde pe baba. Nu, pe unul a sărit pe motocicleta. Unul care am avut acolo de aia șangar a sărit drept pe cal, în ștrap. Nu, ce? Nu poți, domnii, care umbli pe la poliție. Da, da, da. Câini de ieșe care... Păi dacă no. Acum s-o încălzit și ies oamenii la muncile câmpului, ies copiii să se plimbe și... Eu așa, cu mine, să, că mi-e urât. Ăștia spuiuți, ăștia nu au treabă, nu sare, nu. Ăștia nu. Ia unul bătrân, am avut o cățea aia... Aia am legat-o că aia că mă vedea la omul fer, domne, nu lăsa să se apropie lângă ui. După avionă se uită, așa de vedea. Și iară fuge, iară să nu iei uile, fer, domne, ce-i atent. Am uitat să te întreb, te-o mai văzut baba pe televizor? Te-o mai văzut sau nu? Da. Nu te-o mai sunat? Nu, n-am întrebat-o. Dar m-a spus. Am mai pus de atunci un filmuleț. Da. Ala când am filmat acolo în capătul Sarasăului, pe zăpadă. Brr, nu, n-am întrebat. Îi da telefon de țară. Vorbesc cu ea.
Haide la mașu, ha! Na bine, bage Vasile, mulțam, fain, să fii sănătos, duce, du-le la apă, da, nu te mai rețin, să nu... Mă duc cu el la apă, că începe să se culce și fac un rot așa și mă duc, am trecători acolo, două trecători, apoi beau apă, după ce beau apă să mai păi după atâta mălaia, mă, trebuie să bei și apă. Da, stai și rum. La când mălaile, dacă ți-ți pline jăburile, te mălai la când mălaile. Dacă ne rum. Ia ce frumos ce, o pustate și stau. Și trebuie să le lușchesc, că s-a șmecherit. Ai lușchit altfel, nu mai bine farme din ține. No, bun, Dumnezeu. Doamne ajută, numai bine, să rămâi cu bine, multă sănătate, bage Vasile. Doamne ajută, poate ne-o întâlni și pe sus, pândeal, când îi urca cu ele. Acolo fania fie, acolo, vedeți fania fie în mare, acolo fania, ai de cap. No, când îți urca sus cu ele acolo, poate ne-o întâlni și acolo să facem. No, bine, acolo mai fania, să vedeți barba pe acolo unde păscărie. Pe atunci ați faci un lapte acru, mă gândesc. Lapte acru, urde, un balmuș. Doamne ajută-ți numai bine. Domnul, cam pe când mă băgați la fir? N-aș ști să spun exact, peste vreo două săptămâni. Bine, Doamne, ajută! Numai bine! Înghetul Badea Vasile, toată stima, tot respectul pentru el. Un om în vârstă, care are grijă de oițele cu care umblă și le păstorea. Oameni dragi, eu sunt Sandu Gospodaru. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să mă urmăriți în continuare. Până data viitoare, numai bine rău la nimeni. Doamne ajută la toată lumea!